Salutare la toată lumea Ștefanaș de la proiecte diverse DIY. Uite, stăteam cu colegul Cătălin și ne uitam pe niște comentarii. mai spun o dată exact ca B.U.G Mafia, am zis pe patru albume, dar văd că nimeni n-a înțeles că e o durere așa în partea dorsală universală. Legat de oblig obligativitatea folosirii în pe rezidențial protecțiilor RCD, DDR, diferențiale, cum vreți să le spuneți. Uh, și tot mă întâlnesc cu diversi electricieni de diverse, diverse vârste. Ăia tineri învățați de ăia bătrâni, ăia bătrâni ne mai citim nimic. N-am nimic cu oamenii bătrâni care vor să evolueze și au citit și citesc în continuare, dar am ceva cu ăia care când au ieșit în școală în 1970 au rămas așa. Uh, ca să concluzionăm așa pe scurt, avem din normativ 5, 3, 4, 1, cu 2, cu 3 rețelele TN, da? Astea sunt majoritare în România, cel puțin pe rezidențial nu o să vedeți IT, o să vedeți o struță cămilă de TT, care nu avem voie să o folosim, adică fără separație, dar vorbim de TN și ne scrie clar Că tot, toată lumea, că e protecție suplimentară, că e protec nu e nicio protecție suplimentară, este protecție principală, nu există variante de, uh, scrie clar, negru-palb, da? În rețelele TNS, dispozitivele de protecție la curent diferențial DDR, în paranteză, uh, rezidual, pot fi utilizate ca măsură de protecție suplimentară, asta e prima frază, dar 1146, da, pe 2006, ne cere așa în circuitele electrice din locuințe, utilizarea DDR-ului este măsură tehnică principală. Da? Să vede? Că poate nu se vede. De protecție conform HG 1146 per 2006. Deci nu există. E posibil, e imposibil. Eu cred că. Eu nu cred că. Asta cu cred e. Când încep cu cred, înseamnă că nu știi. Da? Dar poți să te documentezi, nu să te contrazici cu mine în continuare. Așa. A, și o să mai fac 50 de filmulețe până intră la lume în cap treaba asta. Dacă pentru un anumit echipament sau pentru anumite părți ale instalației, una sau mai multe dintre condițiile menționate la 4.1.3.1 nu pot fi satisfăcute, acele părți pot fi protejate printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual De exemplu, circuite cu impedanța buclei de defect foarte mare Astfel încât dispozitivele de protecție La scurt circuit nu funcționează Ce am explicat legat de curbe Legat de draci Că uh, Sare diferențialul După ce -ți, diferențialul MCB-ul, da? protecția magnetotermică După ce ți sting pompierii casa Dacă vrea lumea să înțeleagă treaba asta Bine, pentru că majoritatea Uh, unde avem impedanțe sau curenti prezumat sau curent măsurat de scurt circuit foarte prost ca valoare, adică mic, uh, sunt întâlnite peste tot situațiile astea. Deci, DDR-ul, it's the way. Așa, și mai avem jos dispozitive de curent diferențial rezidual, se pot monta pe circuitele fără conductor de protecție, ca o măsură tehnică de protecție la defect împotriva atingerii indirecte, cu condiția de a fi de cel mult 30 de miliamperi. Acum uite, avem un client care are o casă, are făcută instalația de către electrician, duse toate pe de la priză către tablou, legate într-o bară, nu există împământare. Care o fi logica când aia este primul lucru care trebuie să-l faci omului. Nu-i dai drumul la curent până nu-și face PPL-ul, priza de pământ locală. Da, așa se lucrează. Eu așa știu, domne, că l-am făcut eu școala în 70, să punea fază și nul. Perfect de acord cu tine. Atunci era Albalux 11, da? care și aia te curenta dacă să de mai multe ori motorul ăla de cacao din ea. Acum sunt mașini de spălat, boilere, chestii. Dacă vrei să intrați în cadă fără împământare și sistem de protecție la curent de rezidual este alegerea voastră. Noi ca electricieni nu acceptăm așa ceva. Nu vrei, nu ți nu ți nimic. Și repet cuvântul pe care nu l-a înțeles nimeni, măsură tehnică principală. Nu, nenea Cătălin. Așa, iar inclusiv împământarea este obligatorie. Da, Pentru da. că și atunci când vă povesteai Ștefan cu mașina Alba Lux, împământarea era obligatorie și reprezenta măsura de protecție împotriva electrocutării. Punct. S-ar dea fuzibil. Nu. La noi nu există așa ceva. Încă... Și deci om dezbate și ne omorâm, ne place pe tema asta să, să comentăm un lucru care trebuie făcut. Punct. Nu mai se discută. E axiomatic, fraților. Nu, problema e că una le elene să citească, doi nu cred ce le spui, a treia nu crezi. convinge că e gratis normativ. Ultimul paragraf, dacă îl citim, arată și confirmă încă o dată că protecția la curent rezidual funcționează și fără împământare, da? Că și aici e altă poveste, alte... Da, deci da, ai... în filmuleț, pe viu, cum declanșează. Asta e o discuție cu duși întors, că de aici mulți vor înțelege că dă o dracu, mai facem un pământare. Nu este asta soluția, dar când nu găsești și nu este nicio protecție, până la remedierea problemelor, poți alege această variantă de, de protecție în, în, tablou. Foarte stufos, foarte greu de înțeles, într-adevăr nu contez lucrul ăsta, că așa sunt legile românești, nu sunt clare de v-am și zis că lucrez la o sinteză, să sintetizăm câteva lucruri pe rezidențial, cel puțin. Împământare obligatorie, obligatorie, obligatorie. Deci asta vreau să fac. Sunt undeva la capitolul 6 în momentul de față, dar nu am timp. O să vedem cum facem. Am zis că o să bag niște filmulețe exact doar și numai pentru membrii, ca să fie cât mai sintetizat. Problema asta de aici, deci mai citesc o dată fraza și ca să tot uh, am deschis gura să strigăm și pe Vasile cum e vorba aia. Uh, Dispozitivele de curent uh, diferențial rezidual se pot monta pe, circuite, uh, fă, pe circuitele fără conductor de protecție, PE, ca o măsură tehnică de protecție la defect împotriva atingerii indirecte cu condiția de a fi de cel mult 30 de mA. Și asta vă rog să o considerați. Uh, în primul rând, ținem cont că împământarea, priza locală este obligatorie. Asta o considerați valabilă pentru apartamentele gen blocurile vechi care au doar fază și nul. Spre exemplu, zona Gara de Nord plină de blocuri de-astea și sunt o grămadă blocuri din 30, din 40, din 50 care n-au decât fază și nul. Și acolo o folosim. Când e vorba de instalație nouă sau la casă unde omul nu are împământare, se va face PPL-ul, priza uh, de pământ locală obligatoriu, nici nu discutăm adică într-un bloc nu am ce să-i fac deși să poate face și acolo în pământare trebuie să fie de acord toată asociația de proprietari de bla 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 dar unde ești la casă și are în curte loc să facă făceți-i nu-i dați drumul la curent fără așa ceva sau lăsați alții să facă treaba asta da? cine vrea să înțeleagă înțelege, cine nu dar tot o ținem pe același subiect și fără argumente, și de parcă vrei să iei banii omului, așa spune. Ai mai băgat și în pământare mă, ca să iei banii la alt Asta e un alt mit care trebuie spulberat. Trebuie făcut în așa fel încât să fie atât conformă instalația, iar siguranța persoanelor care utilizează acele instalații să fie maximă. Și, Doamne, iartă mă tot trebuie să. Nu, vrei să le iei bani? Vrei să le iei bani. Legea spune, dar noi vrem să le luăm bani. Da. Cam asta la filmulețul ăsta. O să-l facem de 170.000 de ori până o să înțeleagă lumea că nu e nici de joacă și nu e nici că așa vrem noi să punem DDR-uri, că le luăm banii. Că nu avem nici magazin de vândut materiale și nici nu are mama acțiuni la vreo fabrică de de DDR-uri. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.